peste împărăției Lui, așa cum am fost îndemnați azi dimineață în fiecare zi. Și s-a punctat foarte bine, nu trebuie să mergem, ci trebuie să o ducem pe unde mergem. Domnul să ne ajute să luăm aminte la lucrul acesta. Matei, capitolul 8, aș vrea să dăm citire unui text de la versetul 23 până la versetul 34. Evanghelia după Matei, de la capitolul 8, o citim de la versetul 23 și până la versetul 34. Potolirea furtunii. Iisus a suit într-o corabie și ucenicii Lui au mers după El. Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună atât de strașnică încât corabia era acoperită de valuri. Și El dormea. Ucenicii s-au apropiat de El și L-au deșteptat strigând, Doamne, scapă-ne că pierim! El i-a zis, de ce vă este frică, puțin credincioșilor? Apoi s-a sculat, a certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Oamenii aceia se mirau și ziceau, ce fel de om este acesta de la ascultă până și vânturile și marea? Doi îndrăciți sunt tămăduiți. Pe când a ajuns Iisus de partea cealaltă, ținutul gadarenilor, L-au întâmpinat doi îndrăciți care ieșeau din morminte. Erau așa de cumpliți că nimeni nu putea trece pe drumul acela. Și iată că au început să strige, ce legătură este între noi și tine, Iisuse, Fiul lui Dumnezeu? Ai venit aici să ne chinuiești înainte de vreme? Departe de ei era o turmă mare de porci care pășteau. Dracii rugau pe Iisus și ziceau, dacă ne scoți afară din ei, dă nevoie să ne ducem în turma aceea de porci. Duceți-vă, le-a zis El. Și-au ieșit și-au intrat în porci. Și deodată toată turma s-a repezit pe râpă în mare și a pierit în ape. Porcarii au fugit și s-au dus în cetate, le-au povestit tot ce se petrecuse și cele întâmplate cu îndrăciții. Și iată că toată cetatea a ieșit în întâmpinarea lui Iisus și cum L-au văzut, L-au rugat să plece din ținutul lor. Amin. Amin. Două întâmplări foarte cunoscute din viața Domnului Iisus Hristos și aș vrea în seara aceasta, uitându-ne la ele, să plecăm la drum în mesajul din seara aceasta cu îndemnul acesta, să-L cunoaștem mai mult pe Domnul Iisus Hristos. Amin. Și aș vrea ca să plecăm acasă în călătoria noastră pe pământul acesta cu dorința aceasta ca în săptămâna în care am intrat să cunoaștem mai mult pe Domnul Iisus Hristos. Să ne apropiem mai mult de El, așa cum spunea și fratele Mircea, El să capete chip în viețile noastre și viețile noastre să se asemene cu al Lui. Știți, mă gândeam când mi-a venit gândul acesta în cap că este o dorință pe care și Apostolul Pavel în Filipeni, capitolul 3, cu versetul 10, spune să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui și să mă fac și părtășia suferințelor Lui. Era o dorință pe care și Apostolul Pavel o avea. Și cum să nu avem și noi dorința aceasta în sufletele noastre? Să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos. Și aș vrea să ne uităm în textul pe care l-am citit și să vedem ce trebuie să facem sau cum trebuie să ne comportăm în fiecare zi, la ce să avem grijă, ce să accentuăm ca să putem să-L cunoaștem mai mult pe Domnul Iisus Hristos. Știți, vedem din textele pe care l-am citit faptul că ucenicii mergeau cu Domnul Iisus și tot descopereau în fiecare zi mergând cu El mai mult din puterea Domnului Iisus. Mai mult din ceea ce făcea El. Îl cunoșteau mai mult. Și chiar se surprinde aici în versetul 27 când mirați, oprește și spune, ce fel de om este acesta? Pentru că au cunoscut o nouă latură a Domnului Iisus Hristos. Și îmi puneam întrebarea, oare noi îl descoperim tot mai mult pe Domnul nostru? Oare ne mirăm și noi întotdeauna, wow, ce extraordinar e Domnul și în această privință? Cât de extraordinar s-a purtat cu noi și în problema cu tare și în problema cu tare? Sau ne-am obișnuit așa cu Domnul Iisus? Știm că e în viața noastră, când vrem să ascultăm, ascultăm, când nu vrem să ascultăm, nu ascultăm și ne comportăm așa cum ne dorim noi. Pentru a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, un lucru esențial este ca să fim cu El în corabie. El să fie în barca vieții noastre.
Noi să fim în corabia Lui împreună cu El. Ne uităm la textul pe care l-am citit și spune versetul 23. Iisus s-a suit într-o corabie și ucenicii au mers după El. În acea seară, în acea noapte, în acea zi, mai erau și alte corăbii care mergeau pe mare, că nu mergeau o singură corabie, da? Cum și în viața aceasta sunt și noi alți oameni împreună cu noi, copiii lui Dumnezeu, nu suntem numai noi. Însă puterea Domnului Iisus Hristos au văzut-o doar cei care au fost cu Domnul Iisus Hristos în corabie. De aceea mă plec în viața de zi cu zi, dimineața, când mă trezesc, cum mă taie capul, da? Fără să zic, Doamne, vreau și astăzi să vii cu mine. Doamne, dacă Tu astăzi nu vii cu mine, toate planurile mele praf să le faci. Și să nu se mai aleagă nimic cu ele. Și mai bine rămân aici cu Tine în pustie, cum zicea poporul Israel, dacă Tu nu vii cu noi. Dar mai avem curajul să facem o astfel de rugăciune? Că poate ne strică planurile, nu de altă. Dar repet, dacă nu-L iei pe Domnul cu tine, dacă nu-L urmezi pe Domnul, cum spune că ucenicii L-au urmat, puteau să zică ucenicii, nu, du-te, Doamne, și apoi te întorci înapoi. De câte ori n-ai mai fost pe munte și te-ai întors la noi, de câte ori n-am plecat noi și ai venit Tu după aia la noi. Dar ucenicii, dorind să-L cunoască pe Domnul Iisus Hristos, au mers după El. Dacă vrem și noi să-L cunoaștem pe Domnul Iisus Hristos, trebuie în fiecare zi să mergem după Domnul Iisus. Nu pot pleca la lucru, la școală, în grădină, la plimbare, fără Domnul. Mă înțelegi ce spun, da? În sensul că ne ducem așa, ca animalul, când merge la păscut. Și apoi când dăm de greu, zicem, Doamne, unde ești? Pe unde L-am lăsat. Da? Unde L-am lăsat. Pentru a-L cunoaște pe Domnul Iisus Hristos, în primul și în primul rând, trebuie să mergem după El. Nu pot să plec în viața aceasta fără Domnul Iisus și când dau de greu, Doamne, ajută-mă! Păi dacă ai plecat fără Domnul, cine să te mai ajute? Cum să te mai ajute? Dacă plecăm într-o călătorie și trebuie să mergem doi oameni, de aici până în altă parte, și unul pleacă și unul nu. De aceea vorbești pe drum cu cel care trebuia să fie cu tine, nu? Că nu îți va răspunde niciodată. Dacă aveți de făcut o acțiune împreună, avem de făcut o acțiune împreună, de ce v-ați face acțiunea ta și nu acum? Hai, fă și tu! Păi ce să facă dacă ai mers fără El? Acum putem să-L cunoaștem mai mult pe Domnul dacă ne începem ziua fără El? Dacă nu stăm în părtășie cu Domnul nostru? Dacă nu-I cântăm? Dacă nu luăm cuvântul Său să vedem cu ce trebuie să ne mai asemănăm noi cu Domnul Iisus Hristos? Care mai sunt lucrurile care trebuie să le corecteze în viața noastră? Dacă nu-L slăvim și nu-L lăudăm, pe ce așteptăm duminica ca să-L lăudăm pe Domnul? Avem, frate, duminica, oră de închinare. Păi și luni, și marți, și miercuri, și joi, nu se cuvine să-L lăudăm pe Domnul? Nu mai avem aceiași psalmi? Nu mai avem același cuvânt care ne îndeamnă și spune tot ce are suflare să-L laude pe Domnul? Așa-L cunoaștem pe El. Nu spunem mărit să fie Domnul și în altă zi? Așteptăm să vină fratele duminica să ne spună. Să spunem cu toții mărit să fie Domnul. Haideți să ne obișnim în fiecare zi să spunem mărit să fie Domnul. Dar știți un secret din punctul ăsta de vedere? Dacă Domnul e mărit în viața noastră, o spui. Dacă nu, nu ești convins. Doar așa, dacă ți-o impui, și o minciună. Dar dacă îl cunoaștem pe Dumnezeu tot mai mult, vom exclama neîncetat, spune psalmul, da? Mărit să fie Domnul. Pentru că îl cunoaștem tot mai mult pe El. Apoi, când te afli cu Domnul în barcă și când călătorești așa cu El pe marea vieții acesteia, știți ce este interesant? Prima condiție am văzut-o, să fie Domnul în barca noastră. În mijlocul furtunii te apropii mai mult de Domnul Iisus Hristos. Și nu parcă e un paradox așa, spune, Doamne, scapă-ne de furtună. Dar pe de altă parte spune, Doamne, vrem să te cunoaștem mai mult pe tine. Versetul 25 pe care l-am citit spune așa, ucenicii s-au apropiat de El. Când? Când a venit furtuna. S-au dat mai aproape de El. Noi așa că atunci când simțim că vine furtuna pe marea vieții noastre, parcă ne apropiem așa de Domnul? Parcă îl căutăm pe Domnul? Parcă și păgânul zice, Doamne ajută când vede că vine furtuna. Dar cu cât mai mult creștinul, permiteți-mi expresia, atunci când vede furtuna trebuie să le îmbrațe pe Domnul Iisus Hristos. Sau să se lase în brațele Domnului Iisus Hristos. Dar atenție, când vine furtuna, te apropii mai mult de Dumnezeu. Și atunci stau și mă uit acum în viață,
toate furtunile care sunt sau care au fost în viața noastră, ca și familie individuale, ca și adunare. Și putem noi să spunem, Doamne, îți mulțumim pentru furtunile care le-ai adus în viața noastră? După ce au trecut, parcă spunem așa, mai răniți, mai uscă, vedeți în furtună. Stai cu Domnul, Domnul te protejează, te apropii de El, te ia în brațe, dar te mai strobește câte un val. Te mai uscă câte un pic, să mai strică freza de la apa care a venit pe tine. Dar putem să-i mulțumim Domnului, frate și soră, pentru furtunile care mi le-a dat? Nu pentru furtună, că nu ne place furtună. Știți, David zice în Psalmul 23, chiar dacă ar fi să trec, permiteți-mi să înlocuiesc cu termenul de astăzi, prin furtună, nu mă tem de niciun rău. De ce? Că place furtuna, că place valea umbrei morții? Nu! Pentru că Tu ești cu mine. Ce ne-am face, frate și surori, dacă n-am fi în barca Domnului? Sau El n-ar fi în viața noastră atunci când vine furtuna? Am fi nenorociți de toți. De tot. N-am avea nicio speranță. Nu ne-am îndreptat către nimica. Am fi deznădăjduiți. Și de aceea mulți sunt cei care își urmă viețile. Pentru că vine furtuna în viața lor și nu îl cunosc pe Dumnezeu. Dacă îl cunoști pe Dumnezeu, când vine furtuna, știi ce se întâmplă? Te apropii mai mult de El. Și în mijlocul furtunii îl cunoști mai mult pe Dumnezeu. Și încă un lucru, în mijlocul furtunii, ucenicii au cunoscut mai mult puterea lui Dumnezeu. Păi când e pace și liniște, spunea cineva, atunci când treceam prin încercări în viață, m-am apropiat tare mult de Domnul. Și așa viață de rugăciune aveam, și așa părtășie aveam cu Domnul. Și parcă din punctul ăsta de vedere, nu mi-aș fi dorit să se mai termine furtuna, necazul și îngrijorarea și încercarea. Zice, dar când vrei să-ți cumperi, de exemplu, o mașină și ai în buzunar 10.000 de euro, îți pui întrebarea, ce mai am nevoie de Domnul? De 10.000 de euro chiar o să-mi cumpăr o mașină cum se cade. Dar când ai nevoie de mașină și n-ai niciun ban, să vezi cum te rogi. Să vezi cum apelezi la Domnul. Dacă ne uităm în versetul 26, vedem că ucenicii descoperă că Domnul Iisus Hristos are puterea asupra vânturilor și asupra mării. Și le poruncește și vedeți cum în mijlocul furtunii văd mai mare puterea lui Dumnezeu, îl cunosc pe Dumnezeu și văd care este puterea Lui. Frați și surori, cum nu-L simțim și noi pe Domnul în mijlocul furtunii? Și din nou zic, doar datorită lucrurile acestea putem să spunem, Doamne, îți mulțumim pentru furtunile pe care le aduci în viața noastră, pentru că putem să-ți cunoaștem puterea Ta, care este foarte mare. Puterea Ta care ne apropie de Tine. Apoi, dacă ne uităm în versetul 32, mai văd un lucru, și anume faptul că Domnul Iisus Hristos are putere să poruncească duhurilor necurate și să le mute locuința dintr-o parte într-alta. Și descoperă cât de mare este puterea lui Dumnezeu. Frații și surori, haideți să avem dorința aceasta în seara aceasta. Doamne, vrem să Te cunoaștem mai mult pe Tine. Dacă cumva nu ești în barca lui Dumnezeu, dacă Domnul Iisus Hristos nu este în barca ta, nu pleca fără El. Că nu-ți folosește la nimic. Nu-ți ajută la nimic. Poate n-ai furtuni acum, zice, a, mă descurc, când vine furtuna, îl chem pe Domnul și Domnul vine imediat. Poate așa va fi. Dar poate vine un val din acela care nu mai e timp să spui nici Doamne ajută. Și atunci ce vei face? Câți nu s-au culcat sănătoși și s-au trezit în mijlocul furtunii? Sau nu s-au mai trezit? A venit o furtună așa de mare de a trântit la pământ. De aceea, haideți în fiecare zi să-i spunem Domnului, Doamne, ca și copiii ai Tăi, vrem să vii în viața noastră. Și așa cum ucenicii Te-au urmat pe Tine, chiar dacă Te-ai suit într-o barcă și era așa instabilă, chiar dacă pe mare vedeam așa că vine furtuna și Te-au urmat, și noi, Doamne, vrem să Te urmăm chiar dacă vine furtuna în viețile noastre. În al doilea rând, aș vrea să vedem câteva acțiuni care sunt de evitat atunci când Iisus Hristos este în barca noastră. Știți, cel care te îndeamnă să faci lucrurile care ne uităm, ne vom uita în continuare în textul pe care l-am citit, este Satan. Și știți de ce? Pentru că în Psalmul 143 cu versetul 3 spune așa, vrăjmașul îmi urmărește sufletul. Atenție, vrăjmașul, Satana, diavolul, vrea sufletul nostru. Vrea să fie a lui.
și să mergem cu El în pierzare. Și chiar și atunci când noi căutăm să-L urmăm pe Domnul, El încearcă în viața noastră să aducă tot felul de lucruri pentru a ne îndepărta de Domnul. Ce să nu facem dacă am pornit cu Domnul pe drum și îl urmăm pe El și El este în viața noastră și în barca în vieții noastre? Să nu încercăm să ne luptăm cu furtuna. În altă împrejurare spune că a venit furtuna și ucenicii s-au chinuit să arunce totul jos din barca afară, da? Să le elibereze, să fie mai ușoară, să vâslească, să... Și într-un final s-a oprit. L-au deșteptat pe Domnul, au alergat la Domnul. Dar ce înțelepți erau dacă făceau lucrul ăsta din prima? Oare noi cum acționăm, frați și surori, când vine furtuna? Dăm telefoane, ne apucăm și noi să aruncăm din barcă afară? Doar ieșim la liman. Dăm din coate, ne zdrobim, ne frământăm. Și când nu ne mai rămâne nimic, nu, hai acum să încerc și la Domnul. Frați și surori, haideți să nu ne mai luptăm cu furtunile. Și să ne luptăm ca eu și dumneavoastră să-L cunoaștem mai mult pe Dumnezeu. Pentru că cel care te face să te lupți cu furtuna este doar cel rău. Care vrea să te întoarcă împotriva Domnului. Și în loc să te bucuri de faptul că Domnul ți-a dat o furtună prin care să-L cunoști mai mult pe El. Ți-a dat-o cât ți-e puterea. Ți-a pregătit și mijlocul să ieși din ea. E cu tine acolo, în vale, jos în vale, în valea umbrei morții. Ca să te facă să te întorci împotriva Lui. Pentru că, oricum, lupta cu furtuna ar fi o muncă zadarnică. Dacă Domnul îngăduie ca eu și dumneavoastră să trecem de acolo. Apoi, știți ce vrea să mai facă cel rău cu noi? Să trăim cu impresia că Domnul Iisus nu-i pasă de furtuna care este în viața noastră. Marcu, capitolul 4, versetul 38, aceeași întâmplare. Ucenicii se duc la Domnul Iisus Hristos și deja, Doamne, nu-ți pasă că pierim? Frașiselor, de câte ori ne-a spus și noi Domnului, Doamne, chiar nu-ți pasă de viața mea? Nu-ți pasă de încercarea prin care trec? Asta nu e un gând de la Domnul, să țineți minte lucrul acesta. Pentru că Domnului îi pasă de noi. El care este bogat în îndurare, El care este milostiv, El care cunoaște toate lucrurile, El care face ce vrea, El care spune că știe când îmi cade din capul meu un fir de păr. Păi cum aș putea să-i spun când vine furtuna? Doamne, nu-ți pasă de mine? Vai, pasă. Și El este acolo cu mine și cu tine și mă face să-L cunosc mai mult în mijlocul furtunii. Haideți să ne ascultăm la șoapta celui rău. Și dacă vine vreun gând din ăsta în viețile noastre, să puteți spune cu voce tare, înapoi a mea, Satane, Domnului îi pasă de mine. Versetul 26. Nu trăi cu frică. Versetul 26 spune așa, El a zis, de ce vă este frică puțin credincioșilor? În mijlocul furtunii, cel rău vrea să aducă frica în viața noastră. Haideți să nu trăim cu frică, pentru că în Apocalipsa spune că locul fricoșilor e în altă parte. Și Tatăl fricoșilor este altul, nu Dumnezeu. Deci dacă vine frica în viața noastră, spune o cântare să-i spui lui Iisus orice durere. Și valul ce te apasă atât de greu. Spune-i Domnului, Doamne, mi-e frică. Ia tu teama din viața mea. Pentru că, spuneam la început, tu ești în barca mea. Și eu merg pe urmele tale. Și când eu te urmez pe tine, nu se poate ca cel rău să mă trântească la pământ și să rămân acolo. Da, poate din stropi, din mare, care mă stropesc. Din furtună, poate mă uci și mă fac udlioarcă, din cap până picioare. Dar în picioare, în mâna ta și merg după tine până la liman. Lucruri care nu trebuie să existe în viața noastră când suntem în barca Domnului Iisus Hristos, frica. Alt lucru care vrea Satana să-l facă atunci când trecem prin furtună, să minimizeze puterea lui Dumnezeu în viețile noastre și în ochii noștri. Versetul 27 spune așa. Oamenii aceia se mirau și ziceau, ce fel de om este acesta? Nu
ne-a venit și nouă de multe ori gândul, oare chiar poate Dumnezeu? Oare chiar o să mai trec și peste încercarea asta? Oare furtuna asta nu mă va trânti la pământ și nu mă voi mai ridica? În loc să privim la Domnul Iisus Hristos. Știți, Psalmul 135 cu versetul 6 spune așa, Domnul face tot ce vrea. Când cel rău vine cu ispita și spune, a, Domnul, de aici, stai să vezi dacă se va mai întâmpla. Spune-i cu voce tare, Domnul face tot ce vrea. Știți, erau cei trei tineri și nu s-au închinat, stând în picioare, au fost părâți, au ajuns în fața conducerii și acolo i s-a spus, uite, sunteți băieți cum se cade, poate n-ați auzit bine, poate n-ați înțeles, poate n-ați știut ce trebuie să facă, uite aici o orchestră mare, cavalul, chimvalul, cu tare, toată orchestra asta va mai cânta încă o dată pentru voi. Și i-a spus, stop, nu-i nevoie, nu mai trudiți, nu mai osteniți atâta trudă, că nu-i nevoie. Noi nu ne vom închina. De ce? Pentru că Dumnezeul nostru poate să ne scape din mâna ta împărată. N-a făcut-o nimeni, cuptorul a prins de 7 ori, niciodată, nu știu nici dacă rezistă cuptorul. Da, păi voi să rezistați acolo. Și drept urmare, oamenii au murit pe care, care au vrut să-i arunce și care i-au aruncat în foc. Și au spus, Domnul poate. Vedeți? Când îl cunoști pe Domnul, când ești pe urmele Lui, când ești în barca Lui și El e în barca ta, când te apropii de El și când vine furtuna, nu spui, vai de mine, tu l-ai Doamne, acum ce mă mai fac? Ci din contră, în mijlocul furtunii, nu ți-e frică, ci ești o mărturie pentru Cel care este lângă tine. Și atenție, nu mărturie pentru ce știu eu ce țâng de pe stradă, ci mărturie pentru Cel care poate să spună la moarte cu tine. Și să spui în fața Lui, Domnul nostru poate. Bă, vă sunteți de buni? Știi de ce? Pentru că Domnul face tot ce vrea în cerul și pe pământ. Atenție, în mări și în toate adâncurile. Indiferent cât de mare e furtuna, Domnul face tot ce vrea. Și în cer, și pe pământ, și pe mare, și în adâncuri. Nu poți să trăiești în altă parte și să ți se întâmple ceva și Domnul să te poată duce la liman întreg și slăvindu-L pe Dumnezeu. Dar cel rău vrea, chiar dacă ai plecat cu Domnul, să te tragă jos de pe cale. Știți, câteodată se întâmplă așa în timpul zilei să vină câte un val din ăsta, mai mic sau mai mare, trecător, nici nu ți-ai dat seama cum a venit. Și să ieși așa mai șifonat. Și după stai și analizezi și zici, băi, cum de-am căzut iarăși? Că doar de dimineață am stat și l-am luat pe Domnul cu mine și... Dar după aia vine Duhul Domnului și spune, da, dacă nu eram eu cu tine, oare cât de șifonat ești? Trecea o familie într-o adunare, printr-o încercare mare, o boală, familie, și spune, nu știm de ce, cam de o jumătate de an încoace, înainte de a îngădui Domnul această încercare, mi-am apropiat mai mult de El, prin rugăciune, prin post, și așa eram îndemnat să facem lucrul acesta. Domnule, ăsta e răspunsul la rugăciune, mă gândeam așa în mintea mea. După care ei îmi dau răspunsul, fără să audă ce gândeam eu. Și ziceau așa, dacă nu ne-am fi apropiat noi de Domnul, noi de a trece valul ăsta peste noi, oare ne mai ridicam noi de jos? Sau eram departe de Domnul? Vedeți, frați și surori, când vine furtuna, dacă tu îl cunoști pe Domnul, dacă ești aproape de El, nu se există să te lupți cu furtuna, oricum n-ai nicio șansă. Nu se există să ai frici din alea care să te facă, să nu mai ieși din casă, să nu mai vorbești cu nimeni, să... Nu se există așa ceva. Pentru că cel rău vrea lucrul acesta. Nu minimizezi puterea lui Dumnezeu, nici de cum, că Domnul face tot ce vrea, în cer și pe pământ. Domnul știe când îți cade o fir de păr și atunci Domnul nu știe ceea ce ai tu în viață? Și nu poate El să te ducă cu bine la liman? Un alt lucru pe care cel rău vrea să-l aducă în viața noastră, chiar dacă ești în barca Domnului. Versetul 34. Vrea să te facă să iubești mai mult porci decât pe Iisus. Da? Oamenii aud lucrurile extraordinare pe care Domnul le-a făcut
Vin, conștientizează cât e de mare e Dumnezeu și nu îndrăznesc să, băi, știi ceva, ia banii pe porci. Socotim cât s-o fost și nu ne interesează de unde, ai termen o săptămână să ne restitui paguba făcută. Dar nici nu am puterea să spună, Doamne, rămâi în barca noastră. Hai și în cetatea noastră. Continuă Tu minunea asta pe care ai făcut-o în viețile ăștia doi, continuă și în viețile noastre. Vedeți cum cel rău încearcă să te facă, să te alipești, iertați-mi expresia, de porci? De lucruri pe care te duc la stomăcel? De banul din portofel? Și apoi lasă că când ai ajunge acolo ca tâlharul de pe cruce, știu eu unde să-L găsesc pe Domnul. Ai mare grijă, că s-ar putea și tu să fii un tâlhar, dar viu. Că l-a fost un tâlhar mort. Și s-a impresia că faci cum vrei cu Domnul. Dar versetul spunea că Domnul face tot ce vrea. Nu eu. Și nu dumneavoastră. Ci Domnul este Cel care face tot ce vrea. Și aș vrea să încheiem în această seară într-un ton mai pozitiv și să vedem în al treilea rând acțiuni care sunt de dorit în viața noastră atunci când suntem cu Domnul în barcă, când ne urmăm pe El și când Domnul este în viața noastră. Versetul 24. Când Domnul e în viața ta, stai liniștit. Și deodată s-a stârnit pe mare o furtună, atât de strașnică încât corabia era acoperită de valuri. Și El dormea. Nu că nu-i păsa, ci pentru că Domnul Iisus Hristos, fiind pe pământul acesta, făcea voia Tatălui. Pe ceea ce Dumnezeu l-a trimis să facă. Furtuna a venit și pentru El. Valurile erau și în jurul Lui. Și Domnul dormea. Stătea liniștit. Frați și surori, când vine furtuna, haide să stăm liniștiți. Nu că nu ne pasă. Nu că pe noi nu ne stropesc valurile. Nu că e ca și când pluteam așa, fără a tulbura cu nimic viața noastră. Ci pentru că Domnul este la noi în corabie. Pentru că noi suntem în corabia Domnului. Pentru că noi îl urmăm pe Domnul Iisus Hristos. Pentru că noi trăim pentru Domnul. Și în ciuda faptului că cel rău vine cu frica, noi să alegem să stăm liniștiți lângă Domnul. Și să spunem, Doamne, dacă ai îngăduit și valul ăsta în viața mea, tot ce vreau să fie din El, să Te cunosc pe Tine mai mult. Să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Doamne, vreau din încercarea asta și din valul acesta să-ți pun, să-ți văd puterea Ta cea mare. Doamne, vreau să văd cum mă apropiu mai mult de Tine. Doamne, nu vreau să văd faptul că m-a stropit valul și că sunt ud și că curge apă de pe haina mea. Și vreau să văd că brațul Tău cel puternic mă duce cu Tine la mine. Versetul 25 spune așa, ucenicii s-au apropiat de El. Ce este de dorit să facem în mijlocul furtunii? Să ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Știți, prea rar te gândești când vine o problemă. Wow, n-ar își pus să mă apropii mai mult de Domnul. Dar asta a făcut ucenicii, fizic. Când au văzut că nu mai au ce face, când au venit, când au văzut că vine furtuna, s-au apropiat de Domnul. Haideți să rugăm pe Domnul, Doamne, dă-ne putere și în viața noastră. Știi, unii treceți acum prin furtuni. Și pentru noi, care probabil valurile sunt atât de mici, e ușor să vorbim și să predicăm și să spunem. Dar pentru cel care valul e atât de mare, poate nici nu-i vede vârful, e greu. Dar haideți să-i spunem Domnului, Doamne, venim în mijlocul acestei furtuni să ne apropiem. Doamne, nu știm ce mai aduci Tu în viața noastră. Nu stă o săptămână înainte. Nu știm care sunt lucrurile cu care ne vom confrunta. Tu le cunoști, că Tu dinainte ai fost pe acolo. Dar ceea ce ne dorim este să ne apropiem mai mult de Tine. Și știți, îmi pun o întrebare acum, oare față de duminica trecută, ca să nu zic de ieri, că poate e prea scurt termenul ca să facem o comparație. Sunt mai aproape de Domnul?
Dacă răspunsul tău este nu, poate ar trebui să-i spun Domnului în seara asta, Doamne, mai dă-i valuri la frate. Doamne, mai dă-i valuri la soră. Ca să se apropie de tine. Ca să te cunoască mai mult. Ce să facem în mijlocul varurilor? Să-i spunem lui Iisus problema noastră. Versetul 25. Ucenicii s-au apropiat de El și El au deșteptat strigând, Doamne, scapă-ne că pierim. Vedeți cât de simplu este rezolvarea? Să-i spui lui Iisus orice durere, spune cântarea pe care noi o cântăm. Câteodată. Ce folos să te lupți cu valul? O zi, două, un an, zece? În loc să-i spui lui Iisus, repede, scurt, Doamne, scapă-mă! Ai milă de viața mea. Eu sunt după tine, tu ești după mine, sunt conștient că mă auzi. De aceea fi cel care scap și de data aceasta viața noastră. Apoi, în mijlocul valurilor, haideți să ne bucurăm că Domnul îngăduie încercări în viața noastră. Nu prea merge, nu? Nu prea sună bine. Dar am văzut cât sunt de benefice. Am văzut cum ne apropie mai mult de Dumnezeu. Nu zic, Doamne, adu încercări. Nu am spus așa ceva. Ci să ne bucurăm când Domnul aduce încercări în viața noastră. Sau ce cuvântul bucurați-vă neîncetat nu mai este valabil și în momentele respective. Și atunci de ce alegem? Să stăm triști, supărați? Ce faci, frate? Dacă stau să-ți spun. Și spui de ale tale, spui, că poate ai multe. Nu neagă nimeni lucrul ăsta. Dar cel care vorbește cu tine ar trebui să întrebe și Domnul, unde are loc în tot ce mi-ai spus tu până acum? Unde e locul Domnului? Unde e bucuria creștinului? Chiar și când trece prin încercare, ați văzut, te apropii de Domnul. Îi vezi puterea Domnului. Poate să lucre cu putere în viața noastră. Îl cunoști mai bine. Uităm de toate lucrurile acestea. Nu știu ce va aduce Domnul în viața mea. Mâine, poimâine, peste un an. Dar îmi doresc ca în orice situație să mă apropiu de Domnul, să mă bucur chiar și în încercare, pentru că El este cu noi chiar și în valea îmbrăinoasă. Ce să mai facem în mijlocul valurilor când suntem cu Domnul în barcă? Să așteptăm încrezător liniștea de după furtună. Versetul 26 spune așa, ultima parte. A certat vânturile și marea și s-a făcut o liniște mare. Știți, cu cât e furtuna mai mare, cu atât și liniștea de după e mai mare. Haideți să stăm liniștiți în mijlocul furtunii și să așteptăm liniștea de după furtună. Când vom fi mai aproape de Domnul. Apoi ce să mai facem în mijlocul furtunii? Să vedem că puterea lui Dumnezeu care ceartă vântul și marea, versetul 26, și care este cel care poate să poruncească și demonilor și-l ascultă, versetul 32. Când ești în mijlocul furtunii, haideți să vedem puterea lui Dumnezeu. Mai mult decât valul care amenință viața noastră. Da, cel rău vrea să ne facă să ne uităm la valuri. Să le măsurăm, să le cântărim, să le comparăm cu al fratele, cu al sorei noastre, cu celor care au fost săptămâna trecută, cu cei care vor veni săptămânile viitoare. Dar haideți în mijlocul valurilor, noi să fim acei copii credincioși al lui Dumnezeu, care să privim tot la El. Care este ținta căpetăniei noastre. Și care dacă eu și dumneata doresc, nimeni nu poate să-mi întoarcă privirea de la El. Știți, mă gândeam la o cântare în timp ce mă uitam peste textul acesta, care este în aceeași temă cu pasajul din seara aceasta. Tu, Iisus, cârmaci să-mi fii până în port când voi sosi. Ferit fiind de negre stânci, de frăpăstile adânci, voi sosi la țărm curând, grija cârmei tu având. Valuri mari, furtuni și vânt au pierit la tău cuvânt. Nu la mine, nu la dumneavoastră, nu la luptele noastre, la cuvântul lui Dumnezeu.
Vântul iată-l iartă când, valul lin alunecând, pacea în plin domnind acum, mă însoțește pe-al vieții drum. Și când țărmul s-a zorit, unde e un loc iubit? Lângă mine și atunci stai, ajutorul tu mi-l dai și îmi grăiești duios mereu, te încrede în Dumnezeu. Haideți să plecăm acasă cu dorința aceasta, să ne apropiem mai mult de Domnul, să-L cunoaștem mai mult de Dumnezeu și în mijlocul valurilor să ne credem în Dumnezeu. Te încrede în Dumnezeu. Amin.